Mergem la următoarea invitată care nu este costumată. Chiar așa arată. Este Nicoleta Nucă, credeți-mă. E aici. Nicoleta. Bună, Nicoleta. Ce faci, leoaică? Foarte bine. Doar că nu sunt leoaică. Am văzut ceva mai devreme o leoaică, nu mi-am dat seama cine e și am zis că tu ai venit necostumată să ne dăm seama că ești chiar Nicoleta Nucă. Da. Putem să te atingem? Și tu și vorbești. Da, eu și vorbesc. Vrei să stăm jos? Cum vrei tu? Te rog. Hai. Ce mai faci, Nicoleta? Foarte bine. Arăți foarte bine, să știi. Mulțumesc. Pe cuvântul meu de onoare. Și ne-ai tu adus ceva fel. De la Chișinău? Ceva bucurie? Doar în mod, doar virtual. Doar virtual. Și așa, cu asta gândul e. Că na. Cine e la Chișinău? Mami? E la rămas nimeni, la... nimeni. Nu mai din e nimeni la Chișinău? Da, da, nimeni din ai mei nu e la Chișinău și n-are cine să-mi trimită nici bomboane. Perfect, dar vrei să-i salutăm pe toți prietenii noștri care se uită pe Pro TV Internațional și sunt și din Chișinău. Nicoleta Nucă e cu noi, oameni buni, ne anunță că în sfârșit a stabilit data anunții. L-am văzut, da, e în spatele camerei de filmat. De cât timp stai împreună? De 3 ani. Deci... Relația e super serioasă și deci nu-mi când ne anunți. Când o fi să fie? Eu zic că ar fi cazul. Există niște reguli clare, 3 ani, gata. Când o să se întâmple, îți trimit invitație personală. Perfect, promit că vin. Fapt, mulțumesc vin, mult vin de tot. Personal. Bă, vreau să spun ceva, arăți foarte bine, pe cuvântul meu de onoare. Mulțumesc. Arăți foarte bine, ești așa foarte odihnită, ești... Păi da, mă rog, în pandemie, exact, da. În pandemie ce altceva să fac. Ai un look așa... Da, m-ai schimbat un pic look-ul, am început să îmi atrag mai mult atenție. În pandemie am avut o grămadă adică, de timp. Adică ai zis, bă, de acum vreau să am grijă mai mult de mine. Da, exact. Și stai mai mult în oglindă. Nu, stau mai mult la sală. Dar tatuajul ăsta l-aveai? Da, partea de jos, pe antebraț, da, o aveam. Și partea de sus? Aia nu, asta e proaspăt de vara asta. Deci partea de sus e nouă, tot în pandemie. Nu, după pandemie, că n-aveam cum în pandemie. Dar să știi că îmi place ce inel ți-a dat. Da, doar că nu este inel de... Nu, dar el ți l-a făcut cadou. Nu. Nu? Nu, nu, am încercat. O tot încerc, Dan. Tot încerc, până la urmă găsim noi ceva. Nicoleta Nucă, oameni buni, are o super piesă pe care o să o ascultăm și noi imediat. Piesa se numește... Lasă-mă și este în colaborare cu Pașa Parfenii de la Chișinău. Da. Și așa în pandemie, uite, cu treaba cu virusul și așa mai departe, am reușit să facem piesă. La distanță, cu distanțare socială și piesa este despre distanțare socială. Da. Mă rog, nu chiar despre distanțare socială, mai mult despre dor, dar e implică foarte faină piesa. Distanța. Am auzit-o la radio și mi-a plăcut mult de tot. Mulțumim. Să știi, mulțumim. Foarte frumoasă, iar Nicoleta Nucă, oameni buni, este o persoană care are și o super voce, ceea ce ne dorim să aibă cât mai mulți și multe artiste. Mulțumesc. Din România. Mulțumesc. Serios. Doamne ajută. No, chiar. Asta e adevărul, Nicoleta, asta e adevărul, pe cuvânt. Da, fără modestie, mulțumesc și chiar ar fi nevoie. Așa e. Vrei să vorbești cu cineva? Noi mai facem surprize, chestii de genul ăsta, putem să sunăm pe cineva pe FaceTime, să luăm pe cineva prin Nu, cei cu care vorbesc, cu oamenii dragi vorbesc când trebuie. Nu, mă gândeam așa, oameni nevoie. Care poate nu sunt așa de dragi, dar vrei să-i deranjăm la ora asta. Da, nu, mulțumesc. N-ai pe nimeni, nu? Ești efectiv în banca ta. Exact. Sunt efectiv. O persoană liniștită și cu minte și cu bun simț. Asta e foarte bine. Cântăm piesa, o ascultăm, da. Iar oamenii pot să o caute pe YouTube. Da, este o... pe YouTube, deja s-a lansat acum câteva zile. Da. Lasă-mă se numește și în rest pe Instagram, pe Facebook. Pe TikTok? Pe TikTok mai puțin. Nu m-a prins pe mine curentul TikTok. Da, nu, trebuie. Da, am tot încercat, dar să știi că mă simt. Cred că la treaba asta sunt ceva mai bătrână un pic. Am cam crescut eu de TikTok. Da, spune-mi acum, s-au făcut vreodată glume pe seama numelui tău? Nucă? Veneau unii să spargă nuci? Da, s-au făcut când eram mai mică, cel mie, puțin. Mie, de exemplu, de la măruță, îmi cămăruță, așa că... De asta. Da, mi s-a întâmplat, să știi, dar nu am luat-o nici. Te deranja când erai mică? Când eram mai mică, da, pentru că nu știam cum să fac față acestei emoții negative care se acumula, dar acum... Și ce spuneau? Bă, dar nu, să știi că n-au fost... Perete. Da, chestii de, adică aluzii de genul ăsta, mă rog, glume de genul ăsta, dar adevărul e că n-aveau cum să facă glume răutăcioase pe seama numelui meu, pentru că... Eu eram opusul proverbului ca nucă sau vorbei ca nucă în perete. Și atunci nu prea le ieșea, n-aveau cu cine. Adică erai și de gașcă și de treabă, da, la da, școală, da. Totul perfect. Foarte bine. Vrem să cântăm piesa asta frumoasă, da, da. Care se numește Lasă-mă. Lasă-mă. Nu lasă-mă așa să te las. Așa că lasă-mă să cânt. Nu e lasă-mă să te las, știi? Nu, cine e lasă-mă, lasă-mă să cânt. Te las. Avea o piesă, cine? Lora cu Dodi, nu?
Noi suntem aici pe enciclopedie muzicală, credem. Păi nu. Perfect. Oameni buni, avem o gură de muzică cu frumoasa Nicoleta Nucă. Și apoi ne pregătim de sosurile iuții. Greta, a venit Mihai Albu. Știe ce l-așteaptă? Nu știe, nu? Adu 2 litri de lapte. Tu când vii la sosurile iuți? Punem 6 întrebări, 5, 6, 7 întrebări. Păi mănânci iute. Păi dacă nu m-ai invitat... Vinerea viitoare ce faci? Nu știu să zic, cu atâta timp așa înainte chiar nu știu să bă, zic. Bă, dar nu m-ai invitat, dar vine ar ce faci? A, păi nu știu, să văd păi că nu, foarte dacă ocupată, concerte, așa, mă întrebe acum așa pe neprins păi de păi ai timp o săptămână, Nicoleta. Păi iată, o să mă gândesc. Bine, ne vedem vinerea viitoare la sosurile iuți, dar punem întrebări de alea grele. Am înțeles, am mai văzut eu treaba asta. Mi s-a părut foarte tare. Păi... Și eu zic la fel. Da. Deci ne vedem vinerea viitoare. Vedem. Hai să te las acum, da? Nicoleta Nucă, oameni buni, e piesă foarte faină, ascultați-o cu televizorul la maximum și ne întoarcem imediat cu sosurile noastre iuți. Până atunci, maestre, muzica! La ultima frază descrisă. Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă un pic să mor. Lasă-mă, lasă-mă să mor de dor, de dorul tău. Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă un pic să mor. Lasă-mă, lasă-mă să mor de dor, de dorul tău. Dorul tău.